Cu ceva vreme în urmă, la Moara Vlăsiei, a avut loc a doua ediție a uneia dintre cele mai importante manifestări dedicate cărnii de vită, dragii mei, Romanian Beef Master, desfășurată sub egida Guvernului României. Evenimentul a constituit și un bun prilej de afirmare a viitorilor profesioniști în ale gastronomiei în cadrul competiției dedicate juniorilor Culinariada. Echipa noastră a fost prezentă acolo, bineînțeles, și haide să vedem ce a surprins. Desfășurată sub egida Guvernului României, competiția culinară dedicată cărnii de vită, produsă exclusiv în România, organizată la Complex Arena Moara Vlăsiei de Romanian Beef Master și Carpathian Premium Angus, a cuprins 5 echipe de bucătari profesioniști, dar și tineri dornici să afle tainele artei culinare. Domnul Antoche, omniprezent la toate evenimentele când este vorba de zootehnie, de artă culinară, iată de data aceasta la un eveniment pe care îl consider de excepție și cred că este primul de acest gen, cel puțin în această zonă. Ne aflăm la un eveniment deosebit, așa cum spuneați dumneavoastră, astăzi la Moara Vlăsiei, într-un cadru extraordinar, și-au dat mâna performanța cu calitatea într-un sector foarte important și anume al valorificării cărnii de vită în România. Punem accent pe creștere, cum spuneați, o componentă importantă a zootehniei românești, creșterea vacilor de carne. Acum vorbim de valorificarea ei, pentru că cel mai important verigă în închiderea acestui lanț valoric reprezenta foarte mult ca și componentă piața, valoarea de a crește importanța valorificării unui sector foarte important. Punctual să revin la dumneavoastră, Culinariada este un concept dezvoltat de Guvernul României și în mod special de Departament de Dezvoltare Durabilă pentru a continua, dar vă va spune multe domnul director Hanganu despre acest eveniment. Eu aș vrea doar să mă refer la ce înseamnă, să spun, întâlnirea aceasta între performanță și calitate. Carpathian Meat Premium Sibiu, cei care sunt un model în standardul românesc de creștere și de ajustare a conceptului de îngrășare a taurilor de carne. Dacă ne-am consolidat pe reproducție, pentru a avea reproducători, pentru a avea o elită din punct de vedere al calității genetice a vacilor de carne, și aici sunt toate rasele, de la Angus, Charoleză, Limuzin, toate, adică care le avem în România, dar în mod special pentru rasa Aberdeen Angus, vorbim de o nouă abordare, și anume de a reuși să creștem în rândul fermierilor gradul de conștientizare al conceptului performant de îngrășare. Pe ce se pune accent, care sunt piesele de valorificat în industria culinară, și astăzi aici la Moara Vlăsiei ne-am întâlnit în acest cadru deosebit să punem în valoare aceste extraordinare comori nutriționale ale cărnii de vită și, bineînțeles, de a forma pe de o parte din experții sau din seniorii, cei care sunt master chef sau cei mai renumiți bucătari ai României de astăzi, să ne îndreptăm spre viitoarele generații, cum îi atragem, cum îi formăm, cum le stârnim interesul de a deveni. Și efectiv aici la Culinariada este un, cum spuneam, un program și un proiect al Guvernului României de a stârni și de a atrage noi generații, viitori master chef, viitori bucătari care să pună în valoare și pe masa consumatorilor cele mai înalte produse din carnea de vită, pentru că nu trebuie să uităm, carnea de vită conține cei mai importanți aminoacizi esențiali vitali omului într-o creștere sănătoasă. Ținta viitorii bucătari, să spun așa, domnule director Hanganu, foarte mulți tineri văd aici, cum spuneam, probabil viitorii bucătari. De ce? Care este scopul acestui eveniment? Astăzi suntem la un eveniment, așa cum a spus, unic în România, Romanian Beef Master, la a doua ediție, Campionatul Național de Gătit Carne de Vită, concept pe care Radu Zărnescu l-a început anul trecut în România. Astăzi suntem într-o altă zonă. Anul trecut a fost la Sibiu, acum suntem în zona Moara Vlăsiei, apropiați de București. Știm că București este o metropolă care atrage mulți turiști și ospitalitatea și poate este și mulți consumatori de carne de vită, nu? Ospitalitatea este un domeniu important. Culinariada este un concept care aparține tot lui Radu Zărnescu și organizației Eurotoc. Este un concept care își propune în primul rând să promoveze
alimentația sănătoasă și implicarea tinerilor în a oferi modele de alimentație sănătoasă. Începem cu acești tineri din liceele cu specific agricol și de ospitalitate și astăzi reușim probabil un lucru foarte important. Știm toți că meseria se fură, iar tinerii de astăzi au oportunitatea foarte mare, din punctul meu de vedere, să fie alături de seniori, să fie alături de un juriu internațional. Avem șefi cu stele Michelin care vor juriza acești tineri, este o oportunitate fabuloasă, iar Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă sprijină acest demers. Nu este o acțiune, sau nu suntem la prima acțiune în zona asta. Anul trecut am lansat un manual de educație gastronomică scris de Iulia Drăguț și care a fost un real succes în cadrul liceelor tehnologice. Anul acesta venim și cu abordarea practică. Avem două concursuri, cel de astăzi, unde tema va fi carnea de vită și avem 35 de elevi din România și din Turcia care vor concura, pe care îi vedeți deja la treabă. S-a făcut prima jurizare. Al doilea eveniment va fi la Pirates Resort, la Mamaia, Festivalul Peștelui Durabil, pe 18 septembrie, unde tema va fi peștele durabil din Marea Neagră. Probabil astfel de evenimente nu trebuie să conducă doar la a prepara cât mai bine carnea de vită, iată în cazul de față, ci și a sensibiliza și a determina cât mai mulți români să se aplece către această carne, care este, cum spuneați și dumneavoastră, de o calitate deosebită și benefică organismului. Ce ne interesează cel mai mult este însă educația. Corect. Cu siguranță în momentul... Educația consumatorului sau inclusiv a consumatorului. Și mai mult decât atât, pentru că vorbim de dezvoltare durabilă, ne dorim ca să introducem încet, încet și principii de reducere a risipei alimentare. România aruncă foarte mult, aproape 6.000 de kilograme de deșeuri alimentare pe an. Cel mai mult se aruncă mâncare gătită și produse de panificație. Avem un studiu realizat în acest sens pe care l-am publicat și în revista dumneavoastră. Am demarat o campanie de sensibilizare de interes național pe reducerea risipei alimentare. Știm cu toții că românii sunt un popor care le place să aibă frigiderul plin. Și astăzi, pe lângă vedeta care este carnea de vită, ne dorim să aducem performanța și să premiem performanța. Practic, performanța în ce? Performanța în gătit. În modalitățile de gătire, de preparare. Până la urmă, acest proiect este un proiect de civic engagement în care ne dorim ca tinerii care sunt astăzi pe băncile școlii să se implice mai mult, să o facă de la vârste fragede, astfel încât să încercăm ca împreună să dezvoltăm generații următoare, cele care vor continua ceea ce am început noi astăzi. După mai multe ore de muncă intensă, desfășurată sub ochii exigenți ai unui juriu format din 16 membri, trofeul a fost câștigat de șef Rareș Moga din Sibiu și echipa sa. Evenimentul a oferit și tinerilor, viitori profesioniști în ale gastronomiei, prilejul de a se afirma și învăța ce înseamnă competiția în domeniu, în cadrul așa numitei culinariada. Domnișoară, cum te numești și de unde ești? Temneanu Andreea, sunt din comuna Delsca, județul Botoșani. Și la ce liceu ești? Liceul Tehnologic Alexandru Brahuță, l-am terminat de curând. Deci deja absolventă? Da, am absolvit clasa 12-a de curând și continuăm studiile. Tu? Sunt din București. Și? Ce, ai terminat un liceu de specialitate? Nu, încă sunt la liceu. Ce clasă? Clasa 11. Ce părere aveți despre acest gen de concurs? Cât de mult vă promovează pe voi și inițiativele voastre? Adevărul că este wow tot ce se întâmplă aici, pentru că învățăm multe tehnici de la bucătarii cei mari. Ne arată cum să pregătim carnea de vită, deși este o carne destul de pretențioasă. Învățăm tehnicile și cum trebuie să arate un preparat atât estetic cât și la gust și să cumpărăm gusturile. Îți dorești tare mult să devii un bucătar de excepție așa, deosebit? Cine știe?
privim viitorul. Important este să-ți placă ce faci. Da, corect. Că facem cu multă, multă, multă plăcere. Așa este? Tu? În primul rând promovează și provoacă, să spunem, calitatea tuturor bucătarilor tineri, din, nu numai din capitală, ci și din afara ei. Și... Da, sunt tineri, aveți colegi de acum și din alte țări, da, din Europa. Și cam atât. Îți place ceea ce faci? Da, sunt foarte pasionat. Ce ați pregătit voi astăzi? Eu am pregătit o garnitură de legume la tigaie și un sos bernez. Pe lângă o bucată de carne de vită? Da, desigur. Tu? Am pregătit o bucată de vrăbioare de vită cu garnitură de piure de țelină și dovleac și asinată cu un sos de merișoare, dulce acrișor. Oh. Și cum a fost apreciată de cei care v-au verificat? Așteptăm rezultatul final, dar a fost bine. Da. La fel la tine? Da, la fel. Bravo, felicitări și vă doresc să deveniți cei mai buni bucătari, să vin cu plăcere la voi. Mulțumim frumos!